Dacă vă interesează ceva piese, dați un mesaj când mai sunt aici. Fiți atenți, cea mai prostă parcare pe care am putut o vreodată. Aici, de rabă de mâță, zici că e leu de mare, stai să vi-l arăt. Ia uite-l, fratele. Așa mâță mare n-am văzut. Ce face? Mă, uitați-vă la ea. E uriașă. E uriașă, efectiv, uite-le. Asta e bine hrănită, frate. Încă una, ia. Ce faceți, bă? Ce mai lege la șurlobancă? Ce fain e aici. Am prins câteva mașini pe drum, unde din păcate n-am putut să ne oprim. Dar am văzut și un 2CV abandonat. Un Citroen. Păcat de el, dar era tot de suc, de pe urmă caroseria mai era și cu câteva elemente. E ce fain. Știi, acolo e plajă. Noi am venit pe acolo, pe deasupra. Pe deasupra cumva am venit noi, nu? Pe sus, pe acolo. Și am văzut de jos, pe mai în sus, mai în spate. Și cumva am coborât și după aia am urcat la niște drumuri. Coborâm pe aici? Nu. Nu, că mor până cobor pe aici. Nu. Fiți atenți, dacă aici zici că suntem într-un sătuc din aia de pe America. Seamănă un pic. Dar dacă noi am parcat, i-am pule omul ăsta, parcă mai i-am pule. Viață. Viață, uite locul ăla deja s-a ocupat. Hai că l-am merit. Că la mașina asta e invers. Cam de pe acolo, de jos am venit noi. Uite ce fain se vede. Și încă mai avem de urcat. Că Edita e muntele în fața noastră. Practic noi trebuie să-l traversăm. Și noi peste oră ce? Da, faci mult, conduci mult. Că uite, drumurile astea sunt super înguste. Astea nu sunt foarte bune drumurile, dar să nu, adică să luăm în calcul că uitați unde suntem. Având în vedere că e asfalt aici, asta e un lucru mare. Dar uite ce fain se vede. Cam de acolo de jos am venit noi. Tare. Se pare super tare. Au. Eram atent la cameră și m-am îngropinat în groapa aia. Dar ce spui X-urile astea pe jos? Citat de la Ed, uite ce faci să vede. X marchează locul. Și trebuie să mergem tot încet, că dacă trec două mașini pe aici, e bai. Adică trec, poți să treci, dar sunt porțiuni în care sunt foarte strâmte drumurile. Da. Stai că aici ați grob, nu știu ce să eviți. Pentru că intenționa l-a lăsat așa de piatră, să aibă grip. Probabil. Că dacă te uiți și inclinația destul de mare, până jos ți se încing un pic frânele. Să cobor pe aici. Eu m-am frâna de motor, trebuie să cobor, să fii mai liniștit. Pe aici trebuie să dai examen de școală de șoferi. Dacă ai trecut pe aici, poți să te duci liniște, să conduci pe unde vrei. Eu sper doar că se vede bine pe cameră, că n-am mai testat foarte bine. Adică ne-am uitat un pic la început, dar n-am verificat. Hai, mi s-au înfundat urechile. Au. Aici e destul de răuț drumul. Se vede chiar fain. Fain de tot. Deci asta cumva e partea sudică încă a insulei. Să eviți. Ce acolo zic că e fostă pârtie de chi. Hai că de aici se îmbunătățește un pic asfalt. Eu cred că am ieșit dintr-un oraș de aici și intrăm în altul.
înseamnă că nu doar la noi sunt chestii astea. A, uite, aici e țiplă. Păi acum cred că ușor, ușor începem să coborâm, sau? Vorbesc prostii. Nu coborâm, trebuie să fii sus. Practic nu mai ai unde să urci. Aoleu, am vorbit prea devreme. Uite ce-i față. Dar nu cred că urci prin vârf, știi? Te duci pe lângă, loculești cumva. Dar nu mai urcăm, cred că cam atât a fost de urcat. Băi, îți baftă la frâne. Că aveți de coborât. Și ăștia sunt toți turiști, după cum se uită, că toți ziceau, mamă, ce fain, se vede în dreapta, în stânga lor, de fapt. Cred că m-am grăbit să-i dau a treia, da? Că merge încă. Hai, da, fain să vede, doamne. Unde-și fac oamenii ăștia casele? Da, mă, uite, cum au ăstea de curent. Asta firidă. Și-o fac ei. Au firidă, nu? Are toate numai cu betoane. Tu îți dai seama, dacă oamenii ăștia aveau iarnă, drumurile astea nu era niciunul practicabil. Da? Pe iarnă. He? Nerviază curbele astea deja. Ce era aici? Șuricar mort? Hai să dăm a doua. Că mai avem încă de urcat. Mai. Nu vezi că noi tot urcăm? De atâta vreme. Păi, ce înseamnă noi avem nivou ăla de jos de acolo? Da. Mamă, dacă te-am urcat, uite ce mare părea stânca aia în fața noastră, ce mică e acum. Mamă, bă, frate, de-am urcat mult, mult tare am urcat. Și nici nu pot să zic nimic pe aici, că e fain. Nu prea dau seama ce aș putea vorbi. Și concentrat la drum. Cacătușii. Plin de cacătușii pe marginea drumului. Deci e plin de piatră ceva, nu știu, e căzut de pe sus, de pe acolo. Vedeai o parte așa, dată cum de căcat de capră. Unde căcat de capră? Ah, o trec cu caprelii pe aici. Caprelii! Ieri era una pe margine, era și plasele aia pusă pe stâncă și era stânca așa. Și asta tea în capătul stâncii acolo. Mânca iarbă, nu știu ce, rodea de pe acolo. Am aici o treabă. Sunt nebune caprele alea. Mă, ce fai? Dar ăștia spuși, mă, Bubi. Eu cred că ăștia și pun oamenii. Și plantează ei. Da. Pe o pătrupi. Uite, un plug. Da, uite-te la drumul ăla, tu stai seama să urci pe ăla. Vai de viața, și uite cât duce ăla până sus pe vârful muntelui. A, nu știu cum să zic, parcă n-aș urca. Când văd așa abrupțenie, ui acolo caprii. Caprelii, bă! Da, uite. Căprițele. Vorbesc și eu frumos. Mai zic căprițele. Uite ce faine sunt. Nebunele. Ia uite câte sunt. Bă, dar sunt multe. Domestici. Ăle erau sălbatice. Ăle erau nebune. Sunt pite din aia, devin aproape de tine și uite așa la tine.
Ca mâțelele. Da, mâța aia ca aia. Mâța aia tâmpită. Uai, dar drumul ăla acolo ăla mă înspăimântă. M-aș băga pe el, sincer, totuși, cu o mașină potrivită. Ce-i? Unde? Acolo, eu nu văd nicăieri. A, păi nu, eu mă uitam pe munte acolo, am crezut că e ceva. Dar de ce o fi făcut ăla? E ceva de traversează munte. Uite cât a drumul, până sus, de tot. Deci, zona asta mi-a aduce aminte de harta din Forza Horizon 5, cu muntele ăla. Stația mea e un vârf. Fix Forza Horizon aici. Practic Mexic. De capul meu că am avut 70 în total și mai avem 46. Da, și noi merem de o oră. Nu tot o oră, și acum. Pe, cred că pe cea mai proastă rută. Bine, e faină, dar e dificilă. Traversăm drept, de aici, de acolo. Tot. Traversăm practic insula pe jumătate. Dar nu mai traversăm pe drumul la bun pe autostradă. Traversăm pe drum din ăsta. Ai, ai, ai. Ia uite ce fain e aici. Mitsubishi. Mrs. Bushy. Unde suntem? Ha? Aici. Abia acolo, nu da, cred, mă, da, da. Dar dă-o un căcat. Aici e melabe, sus, la cap. Eu, aici, ui, ce fain e aici, bă, frate. Eu am pișat la Spirii. Deci nici la Spirii ăla n-am ajuns? Nu. Hai. Dar o să vină drum. Melabe, ăsta e drum din ăsta, greu. Și acum o să merg. O, că astea au fost ușoare. Da, e la fel de greu. Ia, uite, 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 uite. Da. N-am mașină. Hai, de capul meu. Dar-s faine, mie îmi plac. Ui și asta, ui și asta, ui și asta. Dat sun. Hai de viața aia cum arată mașina. Eu cred că ne vede pe noi pe aici. Ce fac mă ăștia pe aici? O să o rătăcit. Da. Uite, Toyota. Dar eu o double iat. Uite încă un dat sun. Bă, dar prinde dat sun din ăsta. Ui și asta. Asta nici top nu mai are. Eu cresc cu crengile pe ea. Prin ea au crescut crengile. Nu pe... Cum? Păi și la noi acolo e unul și o țuțoaie, așa e ăla, cum îi zice, Bobu. Nu-i zrotuns, e o țuțoaie de aia lungă, așa. Se era ca o țuțoaie de aia. Da. A, vei să o las la umbra din spate, că e mai mare salcea alaltă. E mai mare salcea alaltă. Salcea de la Sălciua. Deci acum o să dăm un drum asta mai mare. Drum, cred că e din ăsta. Nu e autostradă din asta, e din ăsta mai bun. Vezi, să unul cu dungi, unul cu dungi, așa, așa, e autostradă. Da, voi îți facem o pauză. Fiți atenți aici. Ăla-i tati. Dai. Dai, cum v-ați dat eu?